Timp de o săptămână, în județul Hunedoara s-au desfășurat mai multe acțiuni culturale în cadrul săptămânii județului Hunedoara, care a marcat 20 de ani de la înființarea Consiliului Județean Hunedoara. Manifestarea a început în urmă cu o săptămână la Vața de Jos, unde a avut loc primul festival al Taragotului și a luat sfârșit ieri cu o serie de spectacole în aer liber. Sâmbătă, pe scena amenajată în centrul municipiului Petroșani, a urcat nume grele ale folclorului românesc, cum ar fi Luban Fântână, Adrian Stanca sau Ovidiu Olari. Place foarte mult muzica populară și mai ales de aici, din zona noastră. Suntem mulțumit pentru ei că mai trebuia și de asta, să ne mai uităm de gata. Și e foarte frumos să fii totdeauna. Eu zic că e binevenit pentru oraș, mai destinde lumea, după e ceva care e odată, e sărbătorile județului Hunedoara. Sunt foarte bune și frumoase. Plac artiștii care au urcat pe scenă? Da, da, de toți, da. De-aia am venit aici ca să vedem pe toți. Ne place foarte mult. În cadrul săptămânii județului Hunedoara, 20 de ani de la înființarea Consiliului Județean Hunedoara, pe parcursul săptămânii trecute au avut loc acțiuni culturale în toate orașele din județ, de la piese de teatru, expoziții, lansări de carte până la spectacole și teatru de păpuși. Evenimente specifice acestei aniversări au avut loc și în municipiul Brad. Frumos, frumos. Apreciați muzica populară? Da, apreciez. Orice muzică e frumoasă. Cu cine ați venit? Cu soția și copiii. Ce ați venit aici? Să mă distrez un pic. Să văd spectacolul. Să ascult muzică și să cunosc oameni. Dar de ce muzică populară? Că voi tineri ascultați mai mult muzică ușoară. Da, așteptăm și Alex Velea, că mă zic că vine și el. Spiritele s-au încins cu adevărat atunci când trecerea s-a făcut de la spectacolul dedicat în mod special celor tineri la cel folcloric.